David Popovici în uralele tuturor și în aplauzele României! David Popovici! Povestea mea cu notul a început la 4 ani, când ai mei au luat decizia de a mă duce la bazin. M-am îndrăgostit instant de apă și de-a lungul anilor am ales să-l practic de performanță. Mi-am dorit foarte mult să ajung campion mondial, iar acum am puterea să inspir pe alții. Am ales să ofer medalia cu care am ieșit campion mondial, deși are o semnificație foarte importantă pentru mine. Știu că poate însemna mult mai mult pentru mult mai mulți și că poate inspira multă speranță. Când o să fiu mare, vreau să devin cel mai mare fotbalist. Ca să ajungi un fotbalist mare, trebuie să ai mentalitate bună și să joci cu colegii tăi în echipă. Cel mai mult îmi place în timpul liber să desenez și să mă joc cu Lego. Când o să fiu mare, mi-ar plăcea să mă fac bucătar. Hobby-ul meu preferat este desenatul. Când desenez, parcă sunt într-o lume a mea, n-am nicio grijă și imaginația zboară. Ca să devii profesionist la un anumit lucru, încerc și încerc până îmi este fix cum vreau eu. Ca să ajungi un învingător, trebuie să muncești foarte mult. Copiilor le aș transmite să își urmeze visul și să nu renunțe. Numele meu este Ilinca Florentin Vlăduț și am 12 ani. Mă cheamă Ingrid Ciutele și am 10 ani. Pe mine mă cheamă Maria și eu am 12 ani. Am ales să mă alătur programului Speranța Numere de Cancer, donând medalia de aur câștigată la campionatul mondial în 2022. Gestul este unul de speranță pentru copiii care luptă cu această boală nemiloasă. Astfel de programe au nevoie de ajutor pentru a ajunge acolo unde este nevoie de ele.